Începând din această duminică, dragii mei, în fiecare duminică în care va cânta fanfara, se va vorbi din roada Duhului. Așadar, asociem aceste mesaje cu fanfara, cu fanfariștii și cu noi toți. În primul rând, pe ei să-i binecuvinteze Dumnezeu. Ce frumoasă lucrare au făcut și în această dimineață. Ei fiecare au o poveste de viață, provocările lor, Domnul să le dea multă izbândă și să cânte mereu cu bucurie, așa cum deja ne-au demonstrat-o. Pentru a citi în context roada Duhului, deschidem la Galateni capitolul 5, cu începere de la versetul 16, deși se va predica din ultimele două versete, 22 și 23. Galateni 5, cu 16. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Amin. Din nou cu toții, versetul 22. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, împotriva, amin, să ne așezăm. Epistola către Galateni, iubiții mei, frați și surori, este probabil prima epistolă pe care Pavel a scris-o dintre toate. Dacă nu e prima, atunci sigur e a doua. Încă este o dezbatere în ceea ce privește prioritatea acestei epistole, prin urmare, specialiștii încă nu s-au decis, iar noi nu-i putem ajuta prea mult decât să facem liniște, să-i lăsăm să lucreze. Ei încă dezbat. Dezbaterea este între ei, dacă e Galateni sau întâi Tesaloniceni. Din câte eu am văzut, mai nou ponderea merge spre întâi Tesaloniceni, deci probabil această epistolă către Galateni e a doua din corpusul paulin. Oricum, este o epistolă de început, e o epistolă care se asociază cu începutul călătoriilor misionare ale apostolului Pavel, și este, cum bine știm, o epistolă în care Pavel acționează ca un păstor de suflete, în condițiile în care creștinii din Galatia, care se convertiseră prin lucrarea lui misionară, tocmai aveau tendința să se întoarcă înapoi la lege. Legea a fost mereu o ispită pentru evreii încreștinați. Așa cum căderile morale, păcatele trupești, alte forme de patimi au fost mereu o ispită pentru cei care veneau din mediul păgân, pentru cei dintre evrei, legea, această rigoare, acest spirit rigorist al legii a fost mereu o ispită. Veți găsi în această epistolă, dacă o citiți în întregime, referiri de-a dreptul caustice din partea apostolului, în care spune: chiar dacă ați avea 10.000 de învățători, eu v-am născut în Hristos. Apoi spune: și acum simt pentru voi durerile
nașterii. Apoi spune cu oarecare îndârjire, aproape agonică, zice, cum, cine v-a fermecat pe voi? Voi, în fața cărora a fost zugrăvit cine? Hristos. Cine v-a mințit? Cine v-a înșelat? Cine v-a spus că Hristos nu e de ajuns? Cine v-a spus că trebuie să atașați legea și să fie Hristos sau legea? Mesajul radical al acestei epistole, asupra căroia nu insistăm, dar e bine să-l reținem ca să înțelegem în cele din urmă și roada Duhului, este ori Hristos, ori legea. Aproape toate referirile din epistolele pauline la lege, la faptele legii, se referă la legea mozaică și se referă la elementul ritualic al legii. Prin urmare, nu este nicio contradicție între Pavel și Iacov, care spune că credința se vede în fapte. Nu e nicio contradicție, pentru că ei vorbesc de două lucruri diferite. Pavel se referă la faptele legii, pe care evreii, chiar creștini fiind, aveau tendința să le valorizeze soteorologic, adică mântuitor, mult mai mult decât era cazul. Ei bine, apropiindu-ne de roada Duhului, trebuie să spunem că Pavel opune legii nu harul, cum ne-am aștepta și cum găsim poate mai degrabă în Romani, ci în această epistolă Pavel opune legii Duhul și spune că ori sub lege, ori sub Duh, ori prin lege, ori prin Duh. De aceea, sentința apostolului Pavel este dură, chiar din punct de vedere dogmatic, greu de asimilat, greu de digerat. Pavel spune, unde e lege, nu e Duhul. Și unde e Duhul lui Hristos, nu mai e lege. Trăiți călăuziți de Duhul și nu împliniți faptele firii pământești. Iar roada Duhului descrisă în versetele 22 și 23, ce frumos, roada, nu roadele, elementul unitar, roada aceasta a Duhului este prezentată într-un mod antagonic, combativ, într-o permanentă luptă cu faptele firii pământești. De aceea, la nivel personal și spiritual, iubiții mei, Duhul se luptă mereu cu impulsurile firii noastre pământești. Iar când reușim să trăim în sfințenie, să ne construim viața frumos, să ne asemănăm cu Hristos, să știți că de fapt aceea este lucrarea Duhului în viața noastră. De aceea putem zice, binecuvântat fie Duhul Sfânt și fie El din plin în noi și să fim plini de Duhul lui Dumnezeu. Acum ne apropiem, dragii mei, de acele elemente frumoase ale roadei Duhului și trebuie să spunem așa ca o introducere la introducere. Noi ne vom ocupa doar de prima, de dragoste. Dar trebuie să spunem că mereu exegeții au fost în dilemă ce sunt acestea. Acolo sunt 9 elemente, 9, dacă le-ați numărat. Și ei se întreabă ce sunt acestea. Multă vreme s-a spus că sunt virtuți, dar până la urmă tot ei s-au răzgândit și au zis nu sunt virtuți, pentru că parcă nu corespunde cu definiția greacă a virtuților. Și atunci ce sunt? Se pare că acestea sunt calități de comportament. Calități de comportament. Se pare că sunt însușiri comportamentale care definesc în cele din urmă personalitatea cuiva. De aceea, pornind de la această definiție pe care vă propun pentru toată roada Duhului, putem să concludem că Duhul lui Dumnezeu lucrează la personalitatea noastră, la formarea personalității noastre. Deci nu e un lucru omenesc, nu ține doar de autosugestie, nu ține doar de câte cărți am citit sau n-am citit, nu ține de autoeducare, ci ține în cele din urmă, în mod ultim, de acțiunea Duhului Sfânt în viața noastră. Vă aduc aminte că aceste roade nu sunt roadele omului, ci este roada cui? Roada Duhului. Duhul este așa. De aceea a ne întreba unii pe alții în mod pueril, cum stai cu dragostea, cu bucuria, cu pacea, a ne chestiona și a ne judeca unii pe alții este cu totul incorect, pentru că aici nu e vorba de om. Toate acestea în mod deplin le are Duhul, iar Duhul e Dumnezeu. Dacă le avem și noi, mai mult sau mai puțin, asta din cauză că avem participarea aceasta la Duhul lui Dumnezeu și de fapt când le avem, Duhul rodește prin noi.
să cerem mai mult Duh și vom avea mai multă dragoste și toate celelalte, să ne ajute Dumnezeu. De asemenea, o perspectivă clasică, foarte clasică, pot zice, asupra acestor nouă calificative ale darurilor, este că prima dintre acestea, care e dragostea, ar fi de fapt cea importantă. Unii spun că de fapt aceasta e roada și roada Duhului este, ziceți, dragostea, punct. Ei se ajută și de faptul că textul grecesc, chiar în manuscris, nu are punct și virgulă. Poate nu trebuia să vă spun asta, că atunci vă veți întreba, no, cine a pus punctele și virgulele, cu aceea ne războim noi. Și atunci, dacă nu este punctuație, poate nici nu trebuia să vă spun asta. Poate trebuia să vă las că este virgulă, este. Nu sunt nici de unele. Încă nici nu este pauză între cuvinte, nu este space, că nu se inventase space-ul. Nu s-a inventat, mai târziu. Și de atunci numai space este. Ca să folosească la maxim suportul descris, care și așa era scump, ei scriau cuvintele unul după celălalt. A fost sarcina specialiștilor să le despartă și să ne mai pune câte o virgulă, câte un punct, câte un... Dar se poate privi spre acest verset 22 și chiar 23, cum că roada Duhului, dacă oricum e singular roada, nu? Dacă nu sunt roadele, ce este roada, atunci roada Duhului este dragostea. Iar ceea ce urmează, celelalte opt, cum vă ziceam, care urmează, dragii mei, nu sunt altceva decât expresii ale iubirii. Dacă mergem pe această perspectivă, cum că roada este dragostea și punct, atunci următoarele sunt circumstanțe ale iubirii, cum ar fi bucuria și pacea, apoi următoarele sunt dispoziții ale iubirii, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine și, în fine, ultimele sunt trăsături ale iubirii, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Deci putem privi spre această roadă ca fiind singular dragostea și celelalte fiind expresii ale dragostei. Însă, se pare totuși că Apostolul Pavel, când a enumerat 9, știți că el mai are liste cu câte 9, nu vă mai spun care liste să le găsiți. Dar se pare că, coroborat cu alte scrieri antice, unele contemporane cu Apostolul Pavel, atunci când un scriitor face o enumerare de 10 elemente, iertați-mă, de 9 elemente, de 9 calități, sunt 9 ca să se poată împărți la cât? La 3. Și atunci avem, de fapt, 3 triade, adică 3 a câte? 3. Și se pare că ni se sugerează din retorica textului să împărțim numărul 9 la 3 și să vedem că primele 3 sunt de un fel, apoi altă nuanță, apoi altă nuanță. În urma unei asemenea împărțiri, unii au zis, primele 3 sunt calități interioare, dragostea, bucuria și pacea. Următoarele 3 sunt calități relaționale, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine. Dar le mai putem pune și afișa, mă gândesc. Și ultimele 3 sunt calități generale, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Dacă această schemă nu vă convine, vă ofer o a doua, la fel de valabilă. Primele 3 descriu atitudinea față de Dumnezeu, dragostea, bucuria, pacea. Mulțumesc pentru entuziasm. Apoi atitudinea față de ceilalți, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine. Și în fine, atitudinea față de sine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Și în fine, pentru cei foarte pretențioși, există și o a treia schemă și ultimă. Eu rămân la a treia schemă. Zice că primele 3 sunt dispoziții ale minții, adică dragostea, bucuria, pacea, dispoziții ale minții. Următoarele sunt calități ale relațiilor, îndelunga răbdare, bunătatea și facerea de bine. Și a treia categorie sunt principii ale conduitei, credincioșia, blândețea și
înfrânarea poftelor. Iată, dragii mei, rămânând la această schemă, dintre cele nouă, prima, și nu întâmplător prima, mereu se începe cu dragostea, mereu se sfârșește cu dragostea, pentru că, așa cum zice Pavel în Corinteni, cea mai mare dintre ele este dragostea. Iată cum prima este iubirea, este dragostea, este ceea ce numim agape. Oare ce vrea să spună Apostolul Pavel zicând că roada Duhului este dragostea? Oare la ce dragoste se referă? Ca să nu ne complicăm prea mult, probabil că cea mai simplă interpretare pe care vă propun pentru această dimineață este că atunci când ne gândim la dragoste, ne gândim la Hristos și la un răspuns pe care Hristos l-a dat cândva unui cărturar care a venit să-l întrebe care este cea mai mare poruncă din lege. Și Domnul a răspuns, cea mai mare poruncă din lege este să iubești pe cine? Pe Domnul Dumnezeul tău. Cum? Cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău, cu toată energia ta. Adică cu tot ce ești tu, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău. De ce să-L iubești? Că acel Dumnezeu e al tău și al meu. Și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Nu sunt două porunci, ca să ne gândim care să o facem prima și să nu mai facem niciuna. Nu sunt două, nu este una mai mare decât cealaltă, este o singură poruncă pusă în această bivalență, nu? Sunt două părți ale aceluiași întreg și când Domnul dă acest răspuns, El spune de fapt că dragostea este ceva ce se construiește vertical în relația cu Dumnezeu și orizontal în relația cu semenii și că, cum zice Apostolul Ioan mai târziu în epistolele sale, nu poți să zici că îl iubești pe Dumnezeul pe care nu-l vezi, câtă vreme îl urăști pe fratele tău pe care îl vezi. Și cumva testul verticalei se dă mereu în orizontală. Și cumva iubirea de Dumnezeu naște iubirea de semeni. De aceea, această bivalență a iubirii, dorim să o subliniem și noi în această dimineață. Iubirea în ceea ce privește verticala în relația cu Dumnezeu și iubirea în ceea ce privește orizontala în relația cu semenii. Luăm aceste două perspective pe rând cu scurte enunțuri. Ce înseamnă dragostea față de Dumnezeu? Înseamnă probabil trei lucruri. În primul rând sunt trei stadii, dacă vreți. Primul stadiu al iubirii față de Dumnezeu este ceea ce vom numi simplu dragostea pentru Dumnezeu. Să reținem cuvântul pentru. Această iubire pentru Dumnezeu se referă la toate actele noastre de bunătate, de milostenie, de bunăvoință, la toate zâmbetele noastre pe care le aplicăm celor din jur în viețuirea noastră cotidiană, la această atitudine, la acest comportament care îl facem, nu într-un mod foarte spiritual, mă înțelegeți? Nu târguindu-ne cu Dumnezeu, ci îl facem cu gândul la cine? La Dumnezeu. Să dăm niște exemple. Recunoști în viața ta că Dumnezeu te-a binecuvântat, te-a iubit așa de mult încât ți-a dat mai mult decât, oare ce vreau să zic? Meriți. Toți recunoaștem asta. În virtutea acestei iubiri supreme și neînțelese, pe care Dumnezeu o joacă, dacă vreți, în raport cu noi, pentru că El a intrat în jocul iubirii cu noi, așa spune Pavel, El ne-a iubit întâi. Deci El intră în jocul iubirii. Recunoști că El te-a iubit întâi, că te-a iubit concret, recunoști că din punct de vedere spiritual, dar și material, ai atâtea argumente că Dumnezeu te-a iubit și atunci, pentru Dumnezeu, înțelegeți, pentru El, cum ar veni în numele Lui, în virtutea faptului că te-a binecuvântat, ești și tu, măcar uneori, bun cu ceilalți. Și bunătatea noastră și iubirea noastră față de semeni este de cele mai multe ori, chiar dacă nu rostim numele lui Dumnezeu, chiar dacă nu conștientizăm, este din cauza bunătății lui Dumnezeu, că bunătatea lui ne îndeamnă mereu la pocăință și la bunătate din partea noastră. Ăsta este primul nivel. Să-L ai pe Dumnezeu în minte, nu neapărat să-L slujești cu ardoare, nu neapărat să fii foarte moral, foarte bisericesc. Este bunătatea omului care nu neapărat excelează, mă înțelegeți? Dar care are conștiința, credința și conștiința că Dumnezeu l-a binecuvântat și dacă Domnul e bun cu el, și el trebuie să fie cum? Bun cu ceilalți. Al doilea nivel, mai înalt, este dragostea de Dumnezeu.
subliniem cuvântul de. Ăsta este nivelul următor. Nu mai este doar cu gândul la Dumnezeu. Adică un Dumnezeu îndepărtat, un Dumnezeu față de care nu prea am eu obligații. Aici deja inima mea s-a încălzit, s-a înfierbântat pentru Domnul și intru într-o relație din aceea, cum o numim noi, personală, caldă, susținută, energizată de disciplinele spirituale zilnice, anume rugăciunea, citirile, nu? Meditația, părtășia. Și nivelul acesta este mai mult decât primul. Nu doar fac binele cu gândul la Dumnezeu, ci intru nemijlocit într-o relație cu Dumnezeu și încep să-L iubesc pe El și încep încet, încet să ajung la convingerea, asta e o maturizare a iubirii, că El, cum zicem noi prin cântece, îmi este îndeajuns. Asta este un nivel superior. De aceea te îndemn, nu fi doar filantrop, făcător de bine, iubitor generic de oameni, ci iubește-L și pe Dumnezeu. Iubește-L pe Dătător. Al treilea nivel și cel mai înalt, m-am grăbit un pic să ajung aici. Aș vrea și dumneavoastră să vă grăbiți cu mine. Pe lângă dragostea pentru Dumnezeu și de Dumnezeu, auziți, cel mai înalt nivel al iubirii verticale este dragostea Lui Dumnezeu. Să ajung într-o asemenea intimitate cu Domnul, pe calea mistică, sigur, a credinței, dar să ajung la o asemenea intimitate, la o asemenea înțelegere a lui Dumnezeu, la o asemenea părtășie cu Domnul, încât să nu mai fie doar dragostea de, ci să fie dragostea Lui și să văd oamenii, să văd lumea, să văd realitatea prin ochii cui. Să nu spuneți a păstorului, prin ochii lui Dumnezeu. Nivelul acesta este nivelul sfinților, orice ați înțelege prin cuvântul sfinți, orice ați înțelege. Nivelul acesta este să urci atât de sus în relația cu Dumnezeu, încât să nu mai vrei să cobori de acolo, încât inima ta, încât trăirea ta, încât aprecierile tale, încât percepțiile tale duhovnicești și chiar firești asupra vieții să se înduhovnicească, să se îndumnezeiască și cu adevărat să nu mai trăiești tu și eu, ci să trăiască cine? Hristos în mine și în tine. Cred că vă doriți asta și eu îmi doresc. Să ne ajute Dumnezeu să urcăm în iubire și să se împlinească cu noi și cântecul care începe O creștem iubirea în inima mea. Pentru că, de fapt, o iubire mai mare față de Dumnezeu este să ajungi la nivelul în care să iubești tu ca Dumnezeu, în care să simți ce simte Dumnezeu, în care să rezonezi cu agenda lui Dumnezeu, în care să te uiți spre oameni prin ochii lui Hristos, ceea ce ne gândim că este o mare înălțime. Când ai ajuns acolo, nu vei mai judeca pe nimeni, ascultă-mă. Nu te vei mai împiedica în nimeni, nu vei mai găsi pricini de poticnire. Când ajungi acolo, la înălțimea aceea, când ajungi acolo, măcar, cum să spun, din când în când, măcar episodic, știți? Când ajungi într-o stare de grație, de har, într-o oră astrală a vieții tale, când datorită unor împrejurări, uneori nu tocmai confortabile, ajungi la înălțimea aceea, să vezi de la înălțimea aceea oamenii, adică să vezi prin ochii lui Hristos, nu e nimic arogant în asta. Când ajungi acolo, pe toți îi iubești, pentru toți te rogi. Tuturor le zâmbești, vergi lacrimi pentru toți nenorociții lumii. Când ajungi acolo, toți încapă în inima ta, ca în inima cui? A Domnului Iisus Hristos. Când nu ești acolo, nu încap aproape niciunul. Nici din familia ta nu încap toți. Nici din familia ta. Nici dintre cei dragi nu mai încap. Ați văzut care este miza iubirii de Dumnezeu? Miza iubirii de Dumnezeu este chiar aceasta, să ajungem să fim în iubire ca cine? Ca Domnul. Știți pilda aceea, cum să nu o știm, atât de predicată, pilda fiului risipitor. Știți că majoritatea predicilor sunt despre fiul risipitor, apoi pe locul 2 vin predicile despre fiul cel mare. Și știți că cele mai puține predici, știți, nu? Sunt despre cine? Despre Tatăl.
deși cu Tatăl se începe, cu Tatăl se sfârșește. De fapt, noi suntem în diferite etape ale vieții noastre, episodic, atât fii risipitori, cât și Fiul cel Mare. Amândoi suntem noi. Nu în același timp. Dar un om la scara vieții lui, dacă e sincer cu el, trece de fapt prin ambele ipostaze. Dar bătălia noastră este atât a unuia cât și a celuilalt, care suntem noi, să ajungem la iubirea cui? A Tatălui. Și noi să fim în cele din urmă, nu ca fiul risipitor care s-a întors, nu ca cel mare care i-a părut rău probabil cândva, ci să fim ca Tatăl. Așa iubire să ne dea Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu. Să o aducem în lume. Vă spuneam că există un al doilea palier, anume nu doar iubirea de Dumnezeu sau să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, ci este și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aici mă folosesc de o schemă a unui mare scriitor, mare teolog, de la începutul secolului 7, pe numele lui Maxim Mărturisitorul. Nu am timp să vă povestesc despre el, deși dacă v-aș spune câteva detalii, l-ați îndrăgi. Vă spun doar atât că în finalul vieții a fost prigonit. Vă gândiți cum? În secolul 7 doar era deja, nu mai era prigoană. Da, nu mai era. Păgânii nu mai prigonau creștinii. Numai că au început creștinii să se prigonească între ei. Ăsta e alt nivel, altă ligă. Aici deja jucăm în altă ligă. Și la începutul secolului 7 era o erezie teribilă care cuprinsese inima multor episcopi care au devenit eretici, dar încă aveau putere. Și cu bisericile lor, cu tot, au devenit cu toții eretici. Sigur, vorbim de secolul 7, acum lucrurile s-au maturizat mult mai mult, nu se mai poate întâmpla. Atunci se mai întâmplă. Și Maxim s-a opus cu subiect și predicat și a luptat împotriva lor și a ereziilor. Ăștia au făcut o coaliție, ca să vedeți ce putere au cei răi, și l-au exclus din oraș, l-au expulzat din oraș. Și-a apucat calea pribegiei și undeva când au fost departe de oraș, o plătit niște oameni din aia fără minte, că nu-i poți numi altfel, să-l bată bine, să-i taie mâna dreaptă și limba. Și lucrul ăsta s-a întâmplat. În urma acestui tratament, probabil a septicemiei, s-a stins Maxim. Din cauza că a murit fără limbă. Fără limbă. A fost numit pe bună dreptate Maxim cum? Mărturisitorul. Cel care și când n-a mai putut vorbi, avea în el cuvântul lui Hristos. Doctrina cea adevărată a credinței, moștenită de la apostoli. Am zis că nu vă spun și v-am spus. E un act de bunătate care mi-a scăpat. De la el cetire, zice că iubirea de oameni este de trei feluri. Vreau doar să enunț foarte scurt și apoi să ne rugăm. O să vedeți că avem nevoie de multă rugăciune. Și aici zice că este o gradație, o etapizare. În primul rând, zicea el, este iubirea după fire. Iar iubirea după fire, aici intră faptul că îți iubești părinții, părinții își iubesc ce? Copiii, verișorii se iubesc între ei, cumnații, soacrele, nurorile, socrii, ginerii, mă rog, să nu intrăm în foarte multe detalii. Ideea este că dacă prin alianță sau de sânge sau prin alianță intrăm într-o relație, ce să facem acum, iată-ne pe toți în aceeași oală? Trebuie să învățăm să ne iubim și ajungem uneori la anumite performanțe, adică tot găsim motive să-l iubim pe celălalt. Dar cumva este din cauza că am fost aruncați împreună pe aceeași, în același ring și am fost după aceea, s-a făcut un gard în jurul nostru, mă înțelegeți? Și s-a închis și acolo, stăm ca într-un staul. Da? Să nu vă gândiți că ar fi ceva negativ în asta. Mai vreau să spun că ne lovim unii de alții, fără să vrem, ne lovim. Iubirea după fire, zice că iubirea aceasta e forma cea mai omenească, cea mai umană. Pentru asta nu-ți trebuie revelații foarte mari, nu-ți trebuie, pur și simplu te trezești că doar vrei să ai o relație suportabilă cu celălalt, da? Cu cel drag, cu cel, n-ai vrea să trăiești într-un permanent conflict, că doar cine și-ar dori, numai ființele conflictuale, dar noi din aceea nu avem în biserică, care și-ar dori să aibă o permanentă dispută cu celălalt.
ce noră și-ar dori să aibă o permanentă dispută cu soacra, nu? De exemplu, am dat un exemplu. Dar chiar și soțul și soția, acum ți-ai dori 7 zile din 7 să fii într-o dispută, lași toate subiectele să cadă și soțul zice, gata, dragă, așa rămâne, cum s-a stabilit la facerea lumii. Pentru că avem în noi iubirea asta, iubirea după fire, adică, nu mai explic, asta toți o avem. Al doilea nivel, zice că este iubirea după interes. Și mă grăbesc să spun că la el interesul nu e ceva negativ, ca să ne lămurim. Ci zice că interesul, el îl privește într-o manieră pozitivă, se referă la creștin, la creștinul care nu e pervers, care nu se mai gândește la prostii. Și iubirea aceasta după interes se referă la toate relațiile care nu ne sunt date de familie, de ereditate, mă înțelegeți, de alianță, da? Oameni care intră în familia noastră, ci se referă la relațiile pe care noi le inițiem, da? Relații de prietenie, de obicei, de amiciție, da? Relații care stau cumva în puterea noastră și pe care noi le inițiem, noi le susținem și noi uneori alegem să le oprim. Adică astea pot fi oprite, mă înțelegeți? Că nu-i vorba de cineva legat de noi prin legături de sânge. Și în această zonă a iubirii după interes, da, el spune că iubirea aceasta e o formă superioară pentru că este aleasă de om, nu îi se dă, da, prin naștere, ci asta și-o alege el și atunci aici el valorizează foarte mult prietenia, de asemenea valorizează foarte mult relațiile benefice de ambele părți, atât sub aspect material cât și sub aspect spiritual. El merge până acolo încât spune că până și frățietatea, relațiile din biserică, dintre frații în Hristos, intră în zona aceasta a iubirii după interes, în sensul nu că avem interese meschine, da? Ultima dată repet, nu meschine, nu că urmărim să ne înșelăm unul pe altul. Nu asta, ci în sensul că venim din nou și din nou, ne întâlnim duminică și după duminică, pentru că avem nevoie unii de alții într-o nevoie spirituală a părtășiei. Avem nevoie de mijlocirea celuilalt, de sfatul celuilalt, de zâmbetul, de cântecul, de predica celuilalt. Avem nevoie. Asta este un nivel superior. Zice că acest nivel trebuie să avem de el grijă mai mult decât de primul, că ăla ne este dat oricum. Ăla cam merge până la urmă oricum. Dar acesta unde noi avem puterea să alegem și unde noi stabilim și personajele, și ritmul, și durata, aici zice că trebuie să fim mai atenți și trebuie inima mai deschisă, mai înțeleaptă să avem, astfel încât să nu ajungem în situații extreme încât noi să rămânem numai la familie, știți ce spun, numai la iubirea după fire. Versetul acela, eu și casa mea, nu trebuie înțeles într-un mod abuziv, pentru că avem nevoie de familiile noastre și avem nevoie încă de multe alte relații în afara familiei, da? Dar asta nu împotriva familiei, ci în afara familiei. Zice că trebuie să ne extindem și iubirea noastră să atingă întreaga comunitate, iubirea noastră să-i atingă pe toți colaboratorii noștri, uneori profesionali, iubirea noastră cumva să aibă această cuprindere dincolo de familie. Și acum țineți-vă bine, al treilea și cel mai înalt nivel al iubirii este iubirea după poruncă. Iubirea după poruncă. Este după fire, după interes și după poruncă. Oare la ce mă refer? Oare la care poruncă? Oare cine a dat poruncă? Domnul. Și care poruncă? În predica de pe munte, Domnul zice la un moment dat, cuvânt greu de împlinit, iubiți pe cine? Să nu începeți iară cu familia, aia am stabilit că iubim. Să nu începeți iară cu prietenii, că dar asta s-a inclus. E în pachet. Ce, nu? Ce lipsește din pachet? Zice, iubiți pe vrăjmașii voștri. Maxim spune, puțini ajung la a treia formă de iubire. Puțini urcă până acolo încât să iubească, cu adevărat să iubească, să poarte în rugăciune, în considerație, în stimă, pe vrăjmașii lor, care poate unii dintre ei nu recunosc, nu se pocăiesc, mă înțelegeți? Nu vorbim de oameni care recunosc, aceia sunt ușor de iertat, ci care iartă, care acceptă, care binecuvintează, care echilibrează binele în lume, în sensul că vine mult blestem și ei după aceea aruncă multă ce? Binecuvântare.
că vine mult rău spre ei și ei își fac mereu provizii să arunce mult bine. Ori cel mai înalt nivel al iubirii, de semeni, este să iubești după poruncă. Atât îmi place definiția. Auzi, după, cum am zis, poruncă. Aici nu te întreabă nimeni că simți, nu sta până simți, nu vei simți niciodată. Că te gândești, nu te gândești nici cum, te gândești rău. Când e vorba de situații de felul acesta în care inima nu te îndeamnă, în care nu-ți găsești cuvintele, nu-ți găsești timpul, în care ți se pare că mereu nu-i momentul potrivit, când ești în situații de acestea în care te uiți mereu la vrăjmașii tăi și vezi că ei nu se îndreaptă și parcă asta nu te îndeamnă să te rogi, când te afli într-o situație conflictuală de tipul acesta, conflictuală în sensul deschis, adică nu se întâmplă nimic bun, ba deîmpotrivă se întâmplă numai lucruri de care... rele și dureroase și nu înțelegi de ce și doar tu te-ai cercetat. Când te afli în așa arsură a sufletului, în așa încercare, că încercările nu sunt numai bolile fizice, încercările sunt de multe feluri, când te afli într-o asemenea situație, atunci, dragul meu, iubește după, ziceți, poruncă. Tu ai poruncă să-l ierți, tu ai poruncă să-l iubești, tu ai poruncă să-l pui în rugăciunile tale. Tu ai poruncă. Simți? Nu simți. Vrei? Nu vrei. Poți? Ziceți. Nu poți. O mai făcut și alții, nu mai făcut nimeni. Afară de Hristos. Că El a zis, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Până la acea înălțime, iubiții mei, să urcăm cu iubirea noastră. Iubirea de Dumnezeu, iubirea Lui Dumnezeu și iubirea după poruncă. Amin. Ne ridicăm. Stăm înaintea Domnului în rugăciune de mulțumire, dar de ce nu, în aceeași rugăciune, să cerem de la Domnul iubirea Lui peste noi, iubirea Lui în noi.